Povestea tulburătoare a unui bătrân care ar fi fost abandonat de rude și apropiați într-un azil unde, potrivit unor vecini din cartier ai pensionarului, ar fi drogat cu pastile după ce propria fică l-ar fi declarat bipolar, deși nu ar fi avut absolut nimic. Atenție, urmează declarații șocante ar fi fost trimis la azil, unde pilulele l-ar fi transformat practic într-o legumă. De situația lui se mai interesează doar câteva persoane din cartier care obișnuiau să-l mai ajute, ocazional, cu strictul necesar. În ultimele luni, situația bătrânelului s-a agravat. Fata lui l-a păcălit că duce la spital și, de fapt, l-a dus într-un azil. Acesta îi plătise o sumă mare de bani pentru a lăsa să stea în casă, plus chiria pe care domnul i-o plătea lunar. În azilul în care a ajuns, îi se dau pastile care îl spală pe creier. Bătrânerul abia mai recunoaște persoanele din jurul lui și nu mai știe ce vorbește. A povestit pentru cancan.ro Bianca, una dintre tinerele cu suflet mare care este interesată de soarta bătrânelului. Calvarul nu se oprește, din păcate, aici pentru bătrân. Fata dânsului a luat telefoanele și i-a interzis vizitatorii. Dânsul nu mai este în stare să funcționeze din cauza pastilelor. Fata lui l-a declarat bipolar când acesta de fapt nu are nimic. Cunosc multe Persoane care pot confirma acest lucru, ne-a mai spus Bianca. Aceasta a mai povestit că bătrânul, din cauza pastilelor care i-ar fi fost administrate, nu ar mai realiza unde se află. Avem nevoie de ajutor, suntem câteva persoane care îl ajutăm pe săracul bătrân și nu știm ce să mai facem. Dânsul crede că este la spital, dar este la un azil, unde este drogat cu fel și fel de pastile, care îl fac să nu mai poată să vorbească sau să gândească, a încheiat tânăra. La rândul lui, Mario, un alt tânăr interesat de soarta bătrânului, a făcut dezvăluiri incredibile. Acest domn a avut toată viața lui trei dorințe, să aibă un copil, să planteze un pom și să aibă o casă. Este strigător la cer ce îi se întâmplă. A fost dus cu ambulanța la spital, după care l-au luat cu altă particulară și l-a dus la un azil din București. El nici nu știe ce este acolo pentru că a zis că și azilele dacă ajunge într-un astfel de loc. Pe fata lui nu îi interesează, soarta bătrânului nu are pic de suflet. Acest om doar stătea lângă un hipermarket din zona tineretului și îi plăcea să discute cu oamenii. Vă spun și cum a ajuns în această situație. El a avut un apartament în provincie pe care i l-a dat unei nepoate și, în schimb, a avut dorința să stea în locuința din București alături de fica lui. Există și o hârtie semnată de mână, s-a mers pe încredere și care nu a fost respectată, a spus și Mario Gheorghe. Relatează cancan.ro